Clădirile sau locuințele lăsate în paragină și nesupravegheate pot deveni ușor ținta hoților, fie fură fier vechi, fie cărămide sau orice alt material pe care pot să-l valorifice. Hoții nu se lasă prea mult așteptați. Așa s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, când o patrulă a poliției locale a identificat 3 persoane care vroiau să fure cărămidă de la fosta fabrică de lapte. Lipsa banilor îi determină pe unii făgăreșeni să nu mai țină cont de nimic și chiar să fure ziua în amiaza mare. Așa s-a întâmplat zilele trecute, când o patrulă a poliției locale i-a prins în flagrant pe 3 făgăreșeni care furau cărămidă de la fosta fabrică de lapte de pe strada Negoiu. În jurul orelor 14, tot în municipiul Făgăraș, a fost pe strada Negoiu. O patrulă a identificat 3 persoane care încercau să sustragă materialele rezultate din construcții pe strada Negoiu, la fosta fabrică de lapte. Și în acest caz au fost preluați de către echipajul poliției locale și predați pe bază de proces verbal pentru continuarea cercetărilor Poliției Naționale competentă în astfel de cazuri. Aceștia au reușit să-și pregătească pentru a vinde în jur de 500 de cărămizi. Planul nu l-au putut duce la bun sfârșit pentru că oamenii legii au dat de ei. Acum, cei 3 făgărășeni de 26, 22 și 15 ani sunt cercetați pentru furt calificat.